Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Începe regiunea în obiectiv la televiziunea română. Sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Asociația CERT Transilvania încheie cu succes primul eveniment din cadrul proiectului MediCERT, medicii din munți. Subiectul care deschide ediția noastră de astăzi este subiectul despre care discutăm chiar acum. Apoi vă prezentăm o altă organizație, Clubul de Alpinism Casio Montana, care ne va aduce în platou exemple și ne va vorbi despre trasee de escaladă în Bihor. Iar la final îl cunoaștem pe Darius Babaioan. Ana este campion național la karting la doar 10 ani. Primii mei invitați au sosit deja în platou. Sunt alături de mine Andreea Petrei și Dan Jecan de la Asociația CERT Transilvania. Sărutmâinile, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. Bună ziua, mulțumim bună ziua. Pentru invitație. Proaspăt întorși, spuneam, din prima caravană MediCERT. Da, proiectul a debutat cu prima acțiune serioasă. A fost o acțiune făcută în parteneriat cu Asociația Caravana cu Medici, filiala Cluj, susținut de Asociația Niște Oameni prin programul TDS. Am mers în munte și am făcut un consult la 78 de copii. Vorbim despre localități sau despre zone izolate, în genere, unde accesul este foarte dificil din toate punctele de vedere. Da, sunt acele zone pe care noi le vizităm de obicei în cadrul campaniilor noastre de Paști și de Crăciun. Cazurile au fost identificate de-a lungul anilor, verificate de noi. Vorbim despre cătune sau sate din jurul localității Muntele Rece, precum Dodești, Bălți, Dudeni și așa mai departe. Campania de sâmbătă s-a desfășurat în cadrul școlii Muntele Rece, cu o seară înainte, colegii noștri împreună cu tinerii medici din Caravana cu Medici au amenajat cele 8 cabinete de consultații. Au venit cu echipamente și aparatură medicală performantă pentru ca sâmbătă dimineața la prima oră să îi putem primi pe micuții pacienți. Da, trebuie să spunem, autoritățile reușesc să dispecereze în acea zonă un medic, dar care ajunge, nu-i așa, e dificil accesul, uneori iarna, știu, e foarte greu pentru acel medic să poată să ajungă în acele zone. Oricum, în tot traseul pe care, să spunem așa, îl are, nu, de făcut, accesul și contactul cu pacienții, în genere, este redus. Aceste acțiuni nu încearcă să se substituie a ceea ce înseamnă un medic de familie sau un medic de zonă. Ci le completează. Exact. Este o acțiune strict pe bază de voluntariat. Atât noi cât și medicii din Caravana cu Medici ne-am dorit să oferim un plus sau un ajutor familiilor cu copii, în special copiilor din zonă. Bineînțeles, actul medical în sine, făcut de către cel care este responsabil de acel lucru, nu lipsește. Noi am făcut un consult mult, mult mai amănunțit, mergând acolo cu medici de specialitate, cu medici rezidenți, cu studenți. Am vrut ca acei copii să fie consultați pe o plajă cât mai mare posibil. 8 cabinete, doamnelor, domnilor, au fost amenajate în incinta școlii din această zonă, așadar copiii au fost consultați, înțeleg, în 8 specialități medicale, nu? Da, au fost specialități. Deci, școala s-a transformat pentru ziua de sâmbătă, dacă vreți, într-o clinică de zi. Și copiii, înțeleg, totul se întâmpla, nu, exact, pe la mai mulți medici în diverse specialități pentru a descoperi eventuale probleme de sănătate. Cum e populația mică în aceste zone? Extraordinară. Dacă vreți așa într-un cuvânt, extraordinară. Deci copiii, lăsând la o parte consultul și așa mai departe, vorbim despre educația lor, despre bunul simț care este la el acasă și este cultivat de părinți, despre curățenie, despre cumințenia lor. Vă dați seama că ei au contact destul de rar cu medicii. Sigur. Și au fost extrem de cuminți. Dacă vor vedea, dacă văd telespectatorii poze, nu am avut, cred că un singur copil care era de o vârstă foarte, foarte fragedă, a plâns. În rest, copiii au fost extrem de ascultători. Ce analize medicale ați realizat în această primă caravană? Pornind de la ideea de prevenție și screening, într-o primă fază, am inițiat demersurile pentru consultație de stomatologie, oftalmologie, dermatologie. Am avut medicina internă, măsurători și ecografie. Și prim ajutor.
Și primul ajutor a fost... parte de cursul de prim ajutor, înțeleg. Fost... Știau ceva în această zonă de prim ajutor? Câteva noțiuni, da. Adică ce să faci dacă te tai la mână, da. Dar acele noțiuni de basic life support, adică dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, mai grav, puțini auziseră de ele. Și a fost ca o joacă. Am avut niște manechine, cei de la caravana cu medici, și trebuie să profit de situația asta în care să le mulțumesc și să le apreciez profesionalismul și dedicarea cu care s-au implicat în acțiunea comună. Sunt medici tineri, înțeleg, nu? Studenți. Rezidenți. Exact, medici rezidenți, medici specialiști, medici primari. Medici primari. În toate categoriile au fost 43. Vă reamintesc, doamnelor, domnilor, 78 de copii au beneficiat de astfel de consultații și investigații, foarte important să spunem, gratuite. Ele au fost oferite, iată, în această primă caravană MediCert, medicii din munți, care a ajuns în zona Muntelui Rece, nu? În această zonă, Muntele Rece, și au fost 43 de voluntari studenți din această organizație pe care dumneavoastră ați numit-o puțin mai devreme. Totuși e o desfășurare mare de forță acolo. Cât a durat toată acțiunea? De dimineață până seara. Da, după cum spuneam, pregătirile au început de vineri seara. Era imperios ca sâmbătă dimineața, atunci când sosesc primii copilași însoțiți de părinți, să fie totul pregătit, să-i putem primi și totul să decurgă într-un ritm constant, ca să nu producem sincope, să nu existe nemulțumiri sau întârzieri. De la ora 9 dimineața am dat startul și flux continuu până la ora 1, când s-a făcut o pauză de masă. Au fost programați pe ore, să nu vină toți deodată, să nu existe acei timp de așteptare unde copiii își pierd de multe ori răbdarea. Probabil că medicii din cadrul caravanei, având experiența unor acțiuni similare în trecut, știu să estimeze foarte bine și să propună un program care să permită acest flux continuu. Dar trebuie să mulțumim și doamnei de la școala din Muntele Rece, care a fost de un real suport și ne-a susținut viziunea și mesajul către părinți. Pentru că este foarte important ca tinerii părinți să înțeleagă că astfel de oportunități trebuie fructificate. Foarte rar se întâmplă ca un copil să poată avea acces la un circuit întreg de analize sau de consultații într-o singură zi. Și acolo acasă. Da, și acolo acasă. Deci noi am avut parte de o primire extraordinară și de o susținere extraordinară de către cei, dacă vreți, autorități, cei de la școală. Au avut grijă de noi, dacă pot să folosesc termenul ăsta, au avut grijă să ia legătura și să reconfirme prezența copiilor. Cumva ei au intermediat. Înțeleg, da, pentru că ei cunosc copiii, ei cunosc familiile, ei cunosc distanțele de la care vin copiii, și atunci copiii cei mai de aproape, chiar din apropierea școlii, au venit de dimineață, copiii de mai departe au venit mai târziu, ca să aibă timp, să nu existe o oră de trezire extrem de matinală. Că noi ne-am programat toată ziua pentru ei. Și atunci a fost decizia celor din zonă în ce ordine și la ce ore sosesc. Important să facem un apel, nu-i așa, și către alte autorități din astfel de zone, pentru că veți fi prezenți în alte caravane și o să discutăm și despre acest aspect. Așadar, acești oameni, doamnelor, domnilor, au nevoie de suportul autorităților locale în intermedierea acestui act medical, repet, este gratuit, este în beneficiu pacienților. Așa, în momentul în care trageți linia după această acțiune, cum vi se par copiii de la sat? Mai sănătoși decât cei din oraș? Ați găsit probleme, nu știu, care necesită o adresare de specialitate? Sau cum e populația care trăiește în aceste zone? Știți că cel mai important lucru când vorbești despre copii e să fie sănătoși. Copiii sunt sănătoși limitele normale, adică nu excelează, nu putem spune că nu s-au îmbolnăvit niciodată. Au și ei problemele clasice, poate mai puține din unele puncte de vedere. Am găsit și copii cu probleme mai mari, care erau deja în evidența acestor medici, deci îi cunoșteau, nu era nicio problemă, erau sub tratament acasă. Am găsit și mici, banale răceli. Dacă vreți, ce s-a observat sau ce a constatat echipa de medici, este lipsa vaccinării. Mulți dintre copii, sau prea puțini dintre copii, erau vaccinați.
nu neapărat fiind o decizie a părinților, cât motivele poate pot să fie diverse, dar e o realitate, motive. Faptul că ați găsit acolo copii nevaccinați. Da. Se poate face ceva pentru ei, nu știu, includerea eventual într-un plan de vaccinare? Înțeleg că nu poți pur și simplu să mergi cu seringa, cu vaccinul, să se întâmple acest vaccin. Da, nu funcționează așa. Am discutat, urmează să se facă, să se ia în calcul un plan de vaccinare, dar asta deja pe noi ca și CER Transilvania ne depășește. Aici, din nou, partenerii noștri, cei de la Caravana cu Medici, vor fi vioara întâi în ceea ce privește acest lucru. Noi, bineînțeles, că le acordăm toată susținerea și tot suportul logistic de care au nevoie. Și că spuneați de viitoare caravane, da, am discutat. Este prima oară când am colaborat cu ei. Noi suntem foarte impresionați și nu avem decât cuvinte de laudă despre profesionalismul și dedicarea lor. Sunt niște medici, niște tineri viitori medici sau tineri medici. Slavă Domnului că sunt în România. Da, și că extrem de dedicați și extrem de deschiși. Și am discutat despre oportunitatea organizării, începând probabil cu toamna, pentru că mai sunt și studenți dintre ei, mai pleacă, să mai organizăm cel puțin încă o caravană. Chiar vreau să vă întreb, există deja o hartă sau anumite zone, să spunem, cu probleme sau unde e cazul să interveniți, unde accesul la astfel de servicii medicale este cel puțin îngreunat sau dificil? Cu siguranță accesul este dificil în toată zona Munților Apuseni. Sigur, acum ne-am adresat copiilor și faptul că am putut să ne folosim de școala de la Muntele Rece ca și punct de întâlnire cu micii pacienți a fost un mare plus. Dar orientându-ne spre adulți și spre bătrânii singuri în principal, acolo vorbim într-adevăr de, nu de acces restricționat, de lipsa accesului la servicii medicale, pentru că pe de o parte medicul de familie face atât cât poate și spuneam, ajunge acolo unde poate ajunge. Nu știu cât de multe sate, da. Cât de mulți pacienți, acces dificil. Noi cu dificultate ajungem cu mașinile de teren. Vă puteți imagina în condiții de iarnă, probabil că este imposibil să se ajungă la ei. Și atunci va trebui să gândim o caravană în adevăratul sens al cuvântului, care să acopere nevoile acestor bătrâni în primul rând, dar va trebui să ne axăm pe poate una sau maxim două specialități o singură dată, luând în considerare aparatura medicală care trebuie implicată în astfel de acțiuni. Deci, da, este loc de foarte multe caravane de acum înainte, a fost doar începutul. Suntem extrem de fericiți că a decurs bine și că răspunsul a fost pozitiv. Ne-am dorit tare mult ca oamenii de la sat și din zonele acelea să aibă încredere în cei care le întind o mână și să răspundă pozitiv chemărilor noastre sau ale caravanei cu medici atunci când va fi cazul. Dar înțeleg că sunteți mulțumiți de maniera în care au răspuns, iată cei implicați în plină. Da, sigur. Este cunoscută, într-un fel, reticența oamenilor de la munte față de străinii care invadează cumva spațiul personal. Noi am reușit de-a lungul anilor să ne facem prieteni pe cei... Pentru prima dată când vă aflați acolo, e dezvoltată o relație cu cei care... Este o zonă pe care noi o frecventăm de câteva ori pe an. Sunt niște oameni cu care noi ne întâlnim de câteva ori pe an. Este prima dată când intrăm în contact cu ei, mergând împreună cu niște medici. Totuși, reacția a fost extrem de plăcut, adică noi am fost plăcut, surprinși și undeva chiar impresionați, pe lângă faptul că s-au prezentat așa cum am stabilit sau cum au stabilit. Exact cum spuneați, cine nu-și dorește să aibă copii sănătoși? Exact. Oamenii aia nu sunt. De aici plecăm, de la această premisă. De clar. Clar. Repetăm, doamnelor, domnilor, Asociația CERT Transilvania merge în aceste zone greu accesibile cu mașinile lor de teren, spuneam puțin mai devreme, inclusiv această ambulanță MediCert este dotată pentru a putea să intervină în zone greu accesibile. Cu toate acestea, oamenii ăștia au nevoie de suportul autorităților, pentru că nu e așa, un fel de spital sau cum să-i spun, cabinet, clinică de zi cu multe specializări, are nevoie de un amplasament, de obicei, înțeleg, într-o școală sau într-o clădire pe care acea autoritate de acolo poate pune la dispoziție.
poziția voastră. Se fac de obicei aceste caravane, discutând și cu partenerii noștri, ei le fac și noi învățăm de la ei, pentru că noi ne pricem pe mine pe o parte, ei se pricep pe cealaltă parte. De obicei aceste caravane ei preferă școlile. În școli sunt încăperi mai multe, acele încăperi pot fi închise, adică pot să închizi ușa. Actul medical se desfășoară în niște condiții, sigur, în primul rând salubre, în al doilea rând este puțină intimitate acolo. Deci, respectarea intimității, da, a exact, confidențialității. Și plus de confidențialitatea relației medic-pacient. Ce acțiune aveți pe calendarul Asociației CERT Transilvania pentru perioada următoare? Spuneați de organizarea unei caravane cu numărul 2 undeva în toamnă, însă nu sunt singurele evenimente de care vă ocupați. Până acolo mai avem. Deci ce se va întâmpla în toamnă cu caravana numărul 2 depinde și de partenerii noștri. Suntem în discuții și cu alți medici, încercăm să acoperim, din punctul nostru de vedere, cu cât mai des, cu atât mai bine. E bine, noi asigurăm tot ce înseamnă suport logistic și organizare. Actul medical, avem nevoie de parteneri. De data aceasta au fost cei de la Caravana cu Medici, filiala Cluj. Data viitoare, ei, alții, cu ei am mai discutat, vom mai face, fără doar și poate, rămâne să stabilim concret detaliile acțiunilor. Și evident că traseul ăsta funcționează și invers. Dacă există comunități care doresc să se bucure de prezența voastră acolo, vă pot contacta pentru a stabili detaliile. Bineînțeles. Deci noi avem deschidere. Dacă cineva crede că am putea sau este binevenit o incursiune de genul acesta într-o comunitate sau într-o zonă, avem toată deschiderea pentru viitor. Revenind la proiectele pe lângă caravana medicală, să-i spunem așa, ce v-ați propus să faceți în comunitate? Încercăm să facem lucruri bune. Sau ne dorim să facem lucruri bune. Da, dacă discutăm despre următoarele săptămâni, pot să spun că vom da o mână de ajutor la Electric Castle, pentru că ei au veșnic probleme cu intratul și ieșitul din parcare. Astăzi plouă, nu știu ce va fi în zilele viitoare. Vine Electric Castle, e firesc. Înseamnă că trebuie să plouă. Toată lumea, da, se așteaptă. Chiar au fost și voci care au propus schimbarea denumirii acestui festival, doamnelor, domnilor, în Hidroelectric Castle. Noi suntem acolo. Vom deci acolo. Veți organiza, înțeleg, o parcare, vom o, ajuta un traseu. La toată parcarea vom ajuta. Un traseu cu mult mașini mai fluid față de nebunia care a fost în anii trecuți. Vom da o mână de ajutor celor care rămân în potmoliți și totuși nu-și doresc să rămână în Cluj, deși este atât de frumos la noi și noi am și primit cu dragă. Și mașina la munții, da. Noi avem există în CERT acea divizie de CERT Rescue, care este de fapt un serviciu voluntar de tractare. Tractare însemnând a readuce mașina pe carosabil sau într-o zonă de unde se poate deplasa singură. Este un serviciu voluntar pentru care noi, colegii noștri, nu percep nicio taxă și atunci organizatorii festivalului au apelat, chiar și anul trecut i-am ajutat. Vor fi acolo 5 mașini de la CERT în diverse puncte ale parcărilor sau ale parcării, care vor ajuta celelalte mașini care nu reușesc să se descurce în roaie. Îi aducem până unde pot să se descurce, după care de acolo fiecare merge spre casă. Vom fi parteneri în organizare și la maratonul de la Smida, care are loc odată cu festivalul. Acolo vom fi pe partea de organizare cu traseu, cu tot ce este nevoie. Da, și o premieră, dar ne onorează invitația, în cadrul Wellow Camp. Este vorba despre o tabără organizată de unul dintre amicii noștri pentru copii cu posibilități financiare reduse, care au probleme de nutriție, în mare parte copiii cu probleme de obezitate. Vor merge împreună cu părinții timp de 2 săptămâni și mai bine. Și tabăra se axează pe dezvoltarea unor noi deprinderi sau abilități care în timp îi pot ajuta să își câștige controlul asupra greutății și să ducă o viață mai sănătoasă. Noi am fost invitați și, cum spuneam, ne-a onorat invitația să organizăm o zi pentru acești copilași, o zi altfel, cu plimbare în natură, poate și un pic de off-road, cu ieșit și orientare în funcție de mușchiul depus pe scoarța copacului sau în funcție de lumina soarelui. Vom vedea, dar sper să fie ceva care să
le dau o nouă motivație în a-și schimba un picuț modul de Și încă luna august nu-i gata. Nu trebuie să spun asta. În ultima săptămână din august avem și campania Primul Ghiozdan. Este o campanie ajunsă deja la a treia ediție. Care pregătește școala, da, exact, pentru că ne dorim copii sănătoși, dar educați. Sunt două lucruri foarte importante. Colegul nostru Vlad organizează deja în al treilea an consecutiv. Pregătim ghiozdane pentru copiii care au nevoie de ele să meargă la școală. Da, nu e deloc vacanță, doamnelor, domnilor, la Asociația CERT Transilvania. Sunt foarte multe activități care însă fac vacanța celorlalți, mai ales a copiilor, mult mai plăcute. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și mult, mult succes în derularea acestor acțiuni și, evident, vă așteptăm iarăși în platoul nostru să ne spuneți cum au decurs. Mulțumim frumos pentru invitație. Mergem acum mai departe, doamnelor, domnilor, vreme capricioasă, ploi torențiale, grindină și vijelii. Toate acestea au afectat culturile agricole din județul Cluj. Oamenii și-au văzut munca de peste an pur și simplu distrusă și speră să primească despăgubiri. Legislația prevede că în cazul fenomenelor meteo nefavorabile se vor primi ajutoare de stat, însă decizia revine exclusiv Guvernului României. Specialiștii Direcției Agricole au centralizat datele obținute din teren și le-au transmis către Ministerul Agriculturii. Așadar, în următoarele două săptămâni, agricultorii încep să racolteze grâul și rapița ajunse deja la maturitate. Priviți! Ploile torențiale, vijeliile și grindina au făcut ravagii în mai multe localități clujene. Culturile agricole, dar și pășunile au avut de suferit. Conform specialiștilor, sunt 1439 de hectare calamitate. Au fost afectate culturi de porumb, sfeclă de zahăr, soia, grâu, orz și orzoaică. Și 50 de hectare de pășuni permanente au fost distruse. Cele mai mari suprafețe, sigur că da, se înregistrează în două zone vulnerabile ale județului Cluj, respectiv pe râul Someș, în aval de Comuna Mica, și pe râul Arieș, în aval de municipiul Turda, acolo unde și suprafețele au fost calamitate în proporții de peste 50, 70, 80% și chiar 100%. Comunele care înregistrează cele mai mari suprafețe sunt Comuna Vad, cu peste 500 de hectare. Au fost pagube până acum, parcele cu pagube până la 70%, după știința mea, de calamitate. Deci 80% culturi calamitate. Este proces verbal care s-a depus la Prefectura Cluj. Legea prevede despăgubiri în cazul acestor fenomene extreme, însă decizia finală o va lua Guvernul României. Acest tip de ajutor se consideră a fi ajutor de stat și deci se încadrează în regulamentele Uniunii Europene de acordare. Deocamdată noi la nivel județean, deci în toată țara s-a făcut acest recensământ, să spunem, al suprafețelor calamitate de către comisii numite special de fiecare instituție a prefectului și ele au fost transmise deja la Ministerul Agriculturii la începutul lunii iulie. Toate aceste distrugeri cauzate de grindină și vijelii pot duce la creșteri de prețuri, mai ales la fructe și legume. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, urmăriți regiunea în obiectiv și vă mulțumim pentru asta. Clubul de alpinism Casio Montana se prezintă acum în emisiunea noastră. Alături de mine este Sebastian Lascu, este vicepreședinte al clubului. Bine ai venit, Sebastian. Mulțumesc că ești cu noi. Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Trebuie să spunem încă de la început că județul Bihor este patria cumva a traseelor de Via Ferrata, nu-i așa, din țara noastră. Ce înseamnă acest lucru? În ultimul timp, da, după ultimele mișcări, s-ar putea să nu fie neapărat județul Bihor în topul traseelor de Via Ferrata, dar acum un an de zile eram sigur cu cele mai multe trasee de Via Ferrata din țară. Dă-ne câteva detalii, ce trebuie să înțeleagă cei care ne urmăresc despre aceste trasee. Ce înseamnă Via Ferrata? Exact. Via Ferrata înseamnă un traseu. De unde a pornit, de fapt, Via Ferrata? În timpul războiului, în Alpi, au fost, pentru a putea trece armata dintr-o parte alta a munților, s-au montat niște scărițe și niște sisteme ca soldații să poată să treacă peste stânci. Până la urmă, acele au rămas și au ajuns să fie niște obiective turistice în acele țări. A fost preluată și de noi această chestiune și, de pildă, în județul Bihor, momentan, sunt 4 trasee de Via Ferrata. Din cele 4, în 3 suntem noi implicați, cei de la Casio Montana. Două dintre ele, din cele trei, le-am făcut împreună cu Salvamont, iar unul dintre ele este făcut total, 100% de Casio Montana. Pot să zic că aceste trasee au atras mii de turiști. Nu este zona de escaladă de profesioniști, de alpiniști profesioniști. Poate să aibă acces pe acel traseu oricine. Ori începător, noi... Chiar și copii? Chiar și copii, de la o anumită vârstă, de la 7-8 ani în sus, 10 ani, cu un soțitor normal, cu ghid,
cu echipament corespunzător. Este și aici vreau important să discutăm și despre asta. Voi și produceți, faceți anumite echipamente în acest sens. Noi am făcut efectiv traseul, nu neapărat echipamentele pe care le are fiecare turist, dar traseele sunt făcute. Noi mai mult am mers pe zona de a crea acele obiective turistice. Că până e urmă dificil sunt niște obiective să faci aceste căi până la urmă, sau cum să le denumim, aceste trasee? Da, căi ferate montane, că de fapt via ferată. Da, da, nu este ușor, ținând cont că, de pildă, la un traseu, să zic, de traseu din Șuncuiuș, ultimul traseu care e făcut de noi 100% de Casio Montana, au fost vreo 250 de trepte, care fiecare treaptă necesită două găuri de dat. Efectiv, deci au fost vreo 400-500 de găuri date în stâncă, suspendată în coardă, cu o mașină de găuri. În istorie, organizația voastră a fost prima care a folosit mașini din astea de găurit portabile în teren? Da, 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 am fost printre primele. Bine, primele modele de atunci a evoluat și am ajuns la niște modele pentru super performante. Pentru că o istorie foarte bogată. Vreau să ne vorbești un pic și despre acest lucru. Când a fost, să spunem așa, constituită asociația? E un, da, un traseu demn de menționat. Clubul a început în anul 1984. Wow. O mare, mare perioadă de timp a fost președintele clubului domnul inginer Adrian Paută, pe care căruia îi mulțumim pentru toată activitatea. În continuare este cu noi, aproape de noi. A fost o schimbare de generație și, de pildă, președintele clubului este Răzvan Paută, fiul domnului inginer. Și domnul inginer în continuare ne ajută la proiectarea traseelor și tot ce înseamnă de logistica traseelor. E foarte important, deci, să fie un inginer lângă noi. Deci înțeleg că în spate e o inginerie aici. Nu pur și simplu iei un loc, pui scărițe, rezultat traseu. Sunt multe etape înainte de a ajunge. Trebuie să stabilești zona cea mai bună, unde să vezi ce grad de dificultate, pentru că marea parte a traseelor de via ferată, cum am zis, ca să fie acces toată lumea pe... Trebuie să fie un grad mediu, un grad de clasă B, se spune. Dar un pic revenind la chestiunea de activitatea principală a clubului, noi de fapt suntem un club de alpinism escaladă, având zeci de trasee în zona Vadu Crișlui Șuncuiuș pentru profesioniști, e activitatea principală, dar acum o ramură din Casio Montana se ocupă de partea de via ferată. De ce? În ultimii ani numărul de alpiniști profesioniști pot să zic că au mai scăzut și noi considerăm în continuare că îi aducem aproape pe începători care intră pe acest traseu de via ferată, cum am spus, poate să aibă acces oricine pe el și după aceea poate se îndrăgostesc de stâncă și încep să ajungă către noi. A și demonstrat colegul meu, Răzvan Paută, președintele, care a dus un grup pe via ferată săptămânile trecute și s-au îndrăgostit de chestiunea asta și copiii au venit că au zis că vor să vină și către zona de profesioniști. S-a demonstrat ce am zis și noi mai de mult, că până la urmă trebuie să-i atragem pe copii cumva în zona aceasta de stâncă și de munte. Cumva clubul vostru folosește și drept o pepinieră, nu? Pentru cei care au primul contact cu aceste acțiuni și apoi orienta spre zona de... A fost o turistă pe care am dus-o pe traseu și a fost așa o chestie foarte interesantă. A spus că ea întotdeauna ar fi vrut să fie undeva sus pe stâncă, dar nu putea să ajungă, îi vedea doar pe alpiniștii profesioniști. Și a fost așa de încântată când a ajuns în peretele vertical, acum probabil că se mai văd din imaginele care le-a spus la montaj, pe ce zonă superbă se ajunge. Dar cum am spus, nu este ușor. Sunt niște scărițe, este un cablu. Ați mai spus cât de greu e să se facă un traseu. Păi cablu acela care de o lungime de 100 de metri în calupul trebuie dus pe munte, în spate. Noi, cu colegul meu, l-am cărat în spate. Are 100 de kilograme. Wow. Deci munca e grea până să-l faci, dar e o satisfacție majoră când vezi că totuși ajung să meargă pe acel traseu sute, mii de oameni. Acestea sunt obiective turistice. Fac parte din infrastructura turistică care trebuie să existe în zonă să atragem turiști. Fără această mișcare pe acea zonă, era o stâncă virgină. Nu ar fi fost nimic pe ea. Până la urmă au fost zeci și sute de turiști care au venit. Cu diferite cluburi, pentru că există mai multe cluburi care aduc turiștii și duc. Noi nu neapărat ne-am ocupat de acest lucru. Noi am creat traseul ca să poată fi accesibil pentru toți. Iar momentan, acum acesta poate fi folosit, înțeleg, de mai multe persoane care doresc să se constituie. Sim. Apropo, cei care vor să vină spre voi, trebuie să-și constituie un grup? Cum operează? Nu, ne găsesc ușor, Casio Montana, pe Facebook, avem și blog, dar pe Facebook ne găsesc ușor, am fiind generație, oricum vin tinerii și tinerii ne găsesc mai ușor pe aceste pagini. În paralel,
Avem al patrulea traseu în plan, în lucru. Chiar este în lucru deja. Vrem să-l facem cu o categorie un pic mai grea, cu niște zone de pod indian, adică un pod suspendat deasupra unei prăpăstii. Avem o tiroliană foarte mare care este proiectată și de aceea vrem să ne ocupăm în toamnă de ea, de să facem o zonă mai complexă de... Ce ar trebui să știe cei care ne urmăresc acum despre Peștera Vântului? Dacă te-aș întreba, ce mi-ai spune despre acest obiectiv? Da, Peștera Vântului este un obiectiv foarte important, ținând cont că este cea mai lungă peșteră din România. Nu intru foarte mult în detalii, pentru că noi am fost pe zona de alpinism, peologii cu treaba lor, dar și Peștera Vântului. Și cum am zis, toate obiectivele ajută turismul. Până la urmă trebuie să-i atragem și în România să vină. Întreba la un moment dat cineva de ce nu mai sunt sute de turiști campați în Șuncuiuș, de pildă cum era înainte de Revoluție. Și i-am spus în felul următor, după Revoluție s-au deschis granițele. Românii merg, au ieșit, au fost ținuți, înainte au fost ținuți închiși în România și n-aveai ce să faci decât să mergi acolo. Acum merg peste tot și atunci trebuie să devii la un nivel competitiv și cu ce există dincolo. Nu poți să rămâi în urmă, trebuie să ții pasul cu ce se întâmplă. Cum vreau să vă spun un detaliu foarte important din zonă și sper să se pună accent în viitor apropiat, de pildă traseul Montana din Șuncuiuș de Via Ferata, în partea superioară a lui unde se termină, pe platou din dealul Simionului Bălnaca, că e zona Bălnaca, din comuna Șuncuiuș, este o fortăreață de tip halstatian de acum 3500 de ani. Wow. E o chestie extraordinară și pot să spun că primăria din comuna Șuncuiuș a făcut deja primii pași și foarte important, împreună cu Asociația Urbareală din Bălnaca și într-un viitor apropiat un parteneriat clar cu Muzeul Țării Crișilor, pentru că nu se poate, este un monument clasat de clasă B, dar aceste lucruri nu le pot face decât instituțiile statului. Și ei la un moment dat trebuie să înțeleagă aceste instituții ale statului că aceasta este infrastructura turistică. Și obiectiv astea, de 3000 de ani. De 3500 de ani, da. Au fost niște săpături făcute de un arheolog după Revoluție, cred că domnul Sever Dumitrașcu, este și o carte scrisă de ce e acolo. Momentan stă o mare parte îngropat. De acolo există o bogăție care stă ascunsă. Și cred că ar trebui să o scoatem la vedere, pentru că în alte țări am văzut, de pildă, niște grote care au știut să le scoată în valoare și să spună tot felul de chestii despre ele. Noi avem adevărate bogății, cum am spus, Peștera Vântului, cea mai lungă peșteră din România. Ar trebui să devină puțin mai, un flux mai mare de turiști pe ea. Ce ați reușit voi să faceți? Spuneai, din punctul de vedere al alpinismului, în această peșteră e un obiectiv ofertant, înțeleg. Da, noi nu avem, cum am spus, nu avem mare legătură cu peștera. În peșteră tot ce ar ține de amenajări ține de speologi. Deci nu avem noi nicio legătură. Noi putem spune în continuare ce am făcut și ce am făcut de pildă ca și club. Au fost ani de zile în care s-a organizat o alpiniadă. Alpiniada din Șuncuiuș, organizată de clubul nostru. Sper să reușim acum să o reînviem. E participare națională, să spun, internă sau vă extindeți și la nivel internațional? La ultimele ediții care au fost de ceva vreme mai de mult, au fost o ediție națională cu foarte mulți participanți. Sperăm că vom ajunge la chestiunea asta, dar trebuie să ne auto-întreținem, pentru că clubul nostru este un ONG, tot a fost făcut din pasiune, de un hobby. Dar la un moment dat, ca să poți să întreții, să creezi aceste trasee, a trebuit să încasăm de undeva și noi niște bani pentru a merge înainte. Cum am spus, tot ce s-a mai încasat din traseul acesta s-a dus către dezvoltarea altor trasee. Ne-a ajutat foarte mult și Asociația Urbareală din comuna Șuncuiuș, satul Bălnaca, pe care a avut încredere în noi și și-a dat seama că fără să existe trasee, obiective turistice, turismul rămâne la un nivel scăzut. Cum am spus, au fost 2000 de turiști care cred că au fost doar pe una. În total, pe cele trei făcute de noi și împreună cu Salvamont Bihor, au fost mii de turiști în decursul anilor, deja 2-3 ani, care e un câștig pentru zonă. Ajung să vină turiști din toate țările și din România normal, din România, dar vin din țările apropiate. Da, asta este foarte important de înțeles, faptul că nu vorbim despre niște acțiuni, să spunem așa, particulare și punctuale în zona alpinismului, că de fapt ele au un recul foarte important și în partea de turism și în partea educațională, atunci când vorbim noi așa despre copii, despre acest aspect. Tot așa, nici n-am specificat, am zis că sunt total 4 trasee momentan în județul Bihor, hai să zic 4 jumate, pentru că există și un traseu piticot, se numește, tot făcut de noi, pentru copii. E așa de frumos când vezi un grup de copii, de 30 de copii care stau acolo și se uită și când ajung pe stâncă au niște senzații extraordinare pe care doar acolo le întâlnești.
îți învingi frica și ajung acei copii văzându-i, îți crește încrederea, îți lași telefonul mobil și gadgeturile puțin deoparte, care ajută foarte mult pe acești copii să aibă și îi vedem ulterior, discută zile întregi, discută ce lucruri extraordinare au făcut. Chiar așa, tu cum ai intrat în această lume? Erai copil? Erai trecut de această vârstă? A fost o pasiune. Eu de la 18 ani sunt în clubul Casio Montana. La un moment dat am participat și la ediții naționale. Am avut și premii naționale. Se verifică ipoteza pentru tine? Ai fost odată cu ei și ai rămas îndrăgostit de ce? Pe vremea aceea nu exista Via Ferrata să mă ducă din Via Ferrata în alpinismul profesionist, dar am copilărit acolo. Bunicii mei sunt din satul Bălnac, o parte din bunici acum. Și totdeauna mă urcățăram pe stâncile care erau acolo, m-am îndrăgostit de ele de la început. Deci de acolo a pornit pasiunea pentru așa ceva și normal am vrut să ajung tot mai sus. Când vrei să treci de un anumit nivel, de acei 2 metri în care poți să urci fără să pățești nimic, trebuie să mergi pe o zonă de profesioniști. Și la 18 ani are loc întâlnirea cu acest club la care peste ani ajungi vicepreședinte. Da, da, tot cu același club am participat la multe concursuri. La un moment dat am fost chiar vicecampion național la viteză într-un anumit an. Sunt mulți colegi de la noi și clubul nostru a susținut foarte mulți alpiniști care au participat. Cum am zis, fostul președinte Adrian Paut a participat și a fost la multe țări, a cățărat pe mulți alți munți, deci noi avem și activitățile de a merge peste tot și de a cățăra în alte părți. Deci e un sport foarte frumos și foarte, te dezvoltă mental, te dezvoltă fizic pe copii și, cum am zis, și în acești ani e foarte important dacă îi putem scoate din zona aceea de a sta pe un telefon. Și v-am zis, când se văd acolo sus, pe stâncă, sunt așa de fericiți că au ajuns și au ajuns la cea înălțime. Au trecut peste niște frici, că până la urmă trebuie să-ți învingi o teamă. Este o siguranță majoră pe trasee, aș vrea să le spun tuturor telespectatorilor. Că chiar să e important să dăm și astfel de informații, înțeleg. Da, mai este o chestie foarte importantă să spunem. În iarnă am făcut o chestiune de testare de echipament împreună cu Salvamont Bihor. Se mai întâmplă un fenomen care noi am încercat să-l oprim și tocmai de aceea e bine și ne ajutați că putem transmite tuturor. Echipamentul de Via Ferrata înseamnă un ham, înseamnă o cască și niște longe. Sunt două longe cu două carabiniere, pentru că pe acel cablu care merge pe lângă acele trepte, trebuie să pui acele longe. De ce două? Pentru că la un moment dat cablul este întrerupt de amaraje. Și ca să treci peste acel amaraj, ai desfăcut o carabinieră și rămâne a doua în siguranță, o muți sus și ulterior o iei și pe a doua. Dar acea longă are lângă ea un amortizor de șoc, care este foarte important. Și sunt unii turiști care intră, pentru că, cum am zis, pe traseele acestea nu e obligatoriu să intre cu ghiz. Dacă iau echipamentul lor, pot să intre fără ghiz. Dar au fost unii care intră fără acel amortizor. Acel lucru este pericol de moarte. Și dacă acel copil sau tânăr sau adult este încrezător în forțele lui că poate să se urce, până la urmă sunt niște trepte dacă te ții bine de ele, dar să nu uite că poate să existe niște situații interesante. Ești pe stâncă, poate să-ți cadă o piatră în cap, să amețești și să te scapi. Și tu să cazi în lonjele pe care ei le au fixe, cum am spus, fără amortizor. Păi acea lonjă fixă, fără amortizor, când cazi în gol, se triplează, se înmulțește greutatea corpului. Poți să ajungi la 2000 de kilograme dacă tu ai 80 de kilograme într-o cădere de câțiva metri. Și aia, dacă dintr-o dată se oprește fără o amortizare, îți rupe coloana și mori. Sau rămâi paralizat sau alte chestiuni. De-aia am și spus și specificăm. Pentru că v-am zis, au venit unii fără amortizor și am spus nu. Și Salvamont întotdeauna a recomandat acest lucru. Asta vreau să zic, că astfel de lucruri nu se întâmplă niciodată în tururile pe care voi le ghidați. Exact, și cu oamenii exact, pe care voi noi avem echipament autorizat, nu, fără probleme. Deci nici nu intrăm fără să respectăm acele. Dar, cum am zis, mai sunt care se strecoară și nu e ok. Sau au fost tineri, de pildă, care au intrat fără niciun echipament. Mai vedem, îi vedem pe social media, pe unde apare una, două, le scrie și le spune, măi, vedeți, nu faceți așa ceva, că nu e ok. Și dacă ai făcut tu, măcar nu mai promova o prostie. Bineînțeles, intră și Salvamont un joc la că chiar trebuie și poliția poate să oprească aceste chestiuni. E bine să facă totul controlat. Totuși se întâmplă la o înălțime de 50 de metri această chestiune. De-aia spun, traseele de Via Ferrata îți creează o senzație față de celelalte activități pe care le avem în zona Șuncuiuș, Vadul Crișului. Avem rafting. Mii de turiști vin pe Crișul repede. Avem speoturismul care se întâmplă în peștera Vântului. Și avem Via Ferrata. Din cele trei activități, turiștii spun că cea mai frumoasă și interesantă senzație a fost în Via Ferrata. Chiar mai interesantă decât rafting. Da, sigur. Sigur, pentru că la un moment dat te simți într-un perete vertical la o înălțime de 40 de metri.
Și v-am spus, treci de niște chestiuni. Pe apă e ok, și acolo sunt niște senzații frumoase, dar pe apă poți să fii într-o barcă cu 7 persoane. Nu ești o chestie individuală. Aici te simți tu, că tu mergi. Ești tu, încredere în tine, în persoana ta. Ai avut ocazia să practici cățăratul și în alte țări? Cum e acolo? N-am fost în foarte multe zone de cățărat. Colegii mei au fost, în schimb, în mai multe țări. Au fost, de pildă, și pe trasee de Via Ferrata, că până la urmă, tot în turiștii care vin la noi, pe Via Ferrata e un antrenament, te obișnuiești cu prima dată și de aici poți să vizitezi România pe celelalte trasee. Sau, de pildă, în țările străine, am văzut în Barcelona, pe malul mării, un traseu de Via Ferrata superb, cu peisaje. Bine, nu că peisajele de la noi nu sunt frumoase, să nu zic asta, dar odată ce te-ai învățat, poți să ajungi să fii un călător pe zona de trasee de Via Ferrata. Traseele de dincolo, da, sunt frumoase, sunt de dificultăți, cele ce țin de escalada profesionistă. Dar, cum am spus, în ultimii ani au fost din ce în ce mai puțin turiști și noi zicem că ajutăm. Ajutăm prin această Via Ferrata să prindă gust puțin de stâncă, de sălbăticie și de aici să meargă către zona profesionistă. Sunt 4 trasee jumate, 4 și piticotul în momentul de față, cel pentru copii. Vă propuneți să dezvoltați și altele? Da, este, cum am zis, al 5-lea l-avem în lucru. Cel mare de adulți, care va fi de o clasă. E unul un pic... care va crește dificultatea, ceea ce am văzut până acum. Da, încercăm să-l mutăm de la clasa B de dificultate, să fie puțin mai dificil. Nu puteam începe de la început cu un traseu dificil. Deci am avut noi discuții în club, normal, noi fiind profesioniști. Exclus, probabil, o parte dintre cei care nu-i așa doreau să vină spre voi. Până la urmă, pe traseu de Via Ferrata trebuie să aibă acces oricine. Eu sunt de profesie medic stomatolog și la începutul, în primii turiști pe care am adus la testare, a fost colega mea de cabinet, care nu e neapărat foarte sportivă și am zis, dacă ea poate să treacă pe traseu, ăsta e bun pentru oricine. Bine, normal, a început când a venit, nu putea să treacă de unele zone și în zonele în care am văzut că se potignea, s-au mai pus niște trepte și s-a mers mai departe ca să poată fi accesul pentru toată lumea. Dar pe traseu un pic mai greu, atunci vor fi treptele artificiale mai rare, încât să ajungă turistul să pună mâna pe stâncă, să se țină de stâncă, să meargă mai departe de zona naturală. Eu sunt ultimele secunde ale intervenției noastre și vreau să te întreb ce ai vrea să le spui pentru a-i convinge pe cei care își doresc, dar poate că puțin dubitează cu privire la a încerca o astfel de acțiune. Pot să le spun că dacă ar încerca, o să încerce aceste trasee, nu o să regrete niciodată acest lucru și o să fie foarte, foarte încântați că au făcut această treabă. V-am spus, o să aibă o senzație pe care doar acolo poți să o încerci și în zona aceea de altitudine, crezi că poți să mergi să faci multe lucruri în viața asta. Dacă ai făcut acel lucru, parcă nu mai ți-e frică de alte chestiuni din viață. Ai trecut peste o etapă, peste o chestie foarte grea și individuală. Îți crești încrederea în sine, în tine, personal. Sebastian Lascu, vicepreședinte al clubului de alpinism Casio Montana, mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi. Mult succes în organizarea cât mai multor acțiuni în acest sens. Doamnelor, domnilor, noi mergem acum mai departe. Se dă startul la controle. Se apropie mult așteptatele festivaluri clujene Electric, Esser și Antold, iar Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor verifică toți comercianții care vor vinde mâncare și băuturi la aceste evenimente. Numărul mare de participanți la evenimentele estivale precum Electric Castle sau Untold prezintă o provocare pentru Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj-Napoca. Agenții vor face controle la toți comercianții prezenți pentru a se asigura că respectă toate condițiile pentru protejarea sănătății publice. Serviciile veterinare clujene sunt în alertă, suntem pregătiți atât în ceea ce privește partea de avizare pentru începerea activității, cât și pe durata funcționării cu echipe mixte care vor controla și verifica în permanență agenții economici din această zonă. Agenții DSV SA Cluj le recomandă festivalierilor să fie atenți de unde își cumpără alimente și băuturi. Este foarte important pentru cei care participă la astfel de festivaluri, la astfel de acțiuni, să achiziționeze produse, băuturi doar din acele spații care sunt înregistrate, sunt în perimetru acelui festival. Primul dintre aceste evenimente este festivalul Electric Castle, care va începe pe data de 16 iulie. Anul acesta sunt așteptați peste 200.000 de participanți.
A venit în platou, doamnelor, domnilor, Darius Baba Ioana e campion național la karting, are doar 10 ani, este în platoul nostru, a venit alături de cupele pe care le-a câștigat și de care este foarte mândru, așa e, bine ai venit, Darius. Mulțumesc, bine v-am regăsit. Îți mulțumim că ești cu noi, sunt, iată, dovada extraordinară a muncii tale și a pasiunii tale și aveai doar 5 ani în 2014, nu? Da. Când ai început, cum? Prima oară am venit la karting în 2011 să-l văd pe tatăl meu și după vreo 2-3 etape mi-a plăcut foarte tare. Așa cum v-a transmis, înțeleg, da, de la tată spre tine, dar totuși aveai 5 ani. Cum e să te sui în acel kart? Știai ceva despre cum controlezi mașina? Acum înțeleg că tu ajungi la viteze și de 120 de km pe oră. Da. Nu ți-e frică? Nu, este obișnuință. Obișnuință. Da. Asta înseamnă foarte mult antrenament. Cam cât te antrenezi? Cum te antrenezi? Păi, merg o săptămână la antrenament, la Târgu Secuiesc, de exemplu. Merg cu o săptămână înainte ca să pot să văd rapoarte, piniane, motoare. A, deci te bagi, să spunem așa, și în partea tehnică, da, a lucrurilor. Da, da. Și după aceea vin iar miercuri, am 3 zile de antrenament și începe cursa. Și într-o zi, cam câte ore sau cât stai tu în În jur de 8 ore. Wow! Mai mult decât la școală. Îți place, da, înțeleg, foarte mult tare acest lucru. Povestește-ne despre competiții. Antrenamentul e una, e, cred, mai lejer, nu? E multă concentrare și acolo, dar da, cum e în competiții? Cum te gândești în momentul în care te duci într-o competiție în care sunt și alți sportivi acolo și alți copii care își doresc să devină și ei campioni? Într-adevăr, este greu, dar trebuie, cu mecanicul, trebuie să te înțelegi foarte bine, pentru că dacă mecanicul nu ai o relație sufletească, nu se poate. Cine e mecanicul tău? Credeam că o să spui că e tata. Nu, nu. Tata s-a retras din karting momentan și el este antrenorul meu. E antrenorul tău. Da. Trebuie să ai o relație bună cu mecanicul. Spune, da, ce soi de sfaturi îți dă mecanicul înainte de o competiție ca, de fapt, să te montezi de așa fel încât să fiu atent la start, să nu ies din pregrilă, să nu plec înainte, să... diferite strategii de cursă. În Italia, știu că și acolo a fost cu succes pentru în tine. În Italia este foarte greu. În Italia, la clasa mea mini, sunt 120 de piloți la o cursă, dar wow, cel mai mult la finala mondială, unde au fost toate națiunile, am ieșit pe locul 32 din 170. Extraordinar. E un rezultat care cred că te bucură, nu? Da. Aici scrie Cupa României 2019, iulie 2019, locul întâi. Vorbește-ne despre acest eveniment. Ultima cursă din campionatul național de karting la Târgu Secuiesc. A fost o cursă foarte dificilă pentru că la calificări am ieșit primul. Doar că am avut niște probleme tehnice și a trebuit să intru înapoi în pit, în boxe. Și nu aveam voie și am schimbat bujia de la motor. Și un domn a făcut contestație și m-am dus pe ultimul loc. Și am plecat în prima manșă, am plecat ultimul, am ajuns primul, la fel și în a doua. Și în final am plecat primul și am terminat-o primul. Dar spune-mi, Darius, la școală, în momentul în care vii după câte o competiție de genul ăsta, te întreabă colegii, te întreabă profesorii, ce sunt ei curioși să afle despre ei sunt curioși ce tine scrie aici. Și totdeauna doamna învățătoarea noastră a vrut să mă duc cupa de la karting la școală, ca să ies în pauză cu ea, să le arăt la colegi.
Eu cred că tu poți să servești în școală și un model de școală altfel, nu? Să le vorbești în cadrul școlii altfel colegilor despre ce înseamnă antrenament pentru tine, despre ce înseamnă pregătirea pentru o cursă. Iată partea tehnică pe care Darius, înțeleg, o stăpânește foarte bine, cunoaște tot acest angrenaj al mașinii. Dar cum e la 120 de km la oră la vârsta ta într-un kart? V-am spus, pentru mine este... Deja este... Nu este ceva wow, nu este ceva foarte puternic sau să meargă foarte tare kartul, dar pentru unii copii începători, eu cred că este foarte, foarte, foarte. După competiții de felul despre care mi-ai vorbit, iată în Italia, competiții internaționale, cred că atunci când mergi în țară, ești mult mai sigur pe tine, nu? Da, sunt mult mai sigur pe mine și știu totdeauna ce am de făcut. Acum e vacanță pentru tine, Dariu, sau antrenamentele nu se întrerup niciodată? Antrenamentele nu se întrerup niciodată. Deci ai, înțeleg, un program foarte clar stabilit, da, și pentru această, da, perioadă. Și cum, de exemplu, ce urmează să faci în cele săptămânile următoare sau în zilele următoare? Săptămâna asta, miercuri, plec la Târgul Secuiesc din nou pentru un campionat nou, mai nou. Se numește Karting Masters. Și ce presupune? E mai dificil decât... Da, este un pic mai, este puțin mai dificil pentru că sunt mult mai mulți piloți și este mai... competiție mai mare. Înțeleg că îți dorești să te întorci cu astfel de cupă și ai spus, spunea puțin mai devreme, Darius, e foarte important pentru mine ce scrie aici. Înțeleg că vrei să scrie locul întâi, din nou, nu? Cum te pregătești pentru această competiție? Fiind una diferită, îmi spuneai, față de... Mă pregătesc fizic, merg la sală, fac alergare în parc, la sală fac cardio, forță. Adică înțeleg că a face karting nu e doar despre a te așeza pe scaunul acestei mașinuțe, sau cum să-i spune, și a băga piciorul în accelerație până la 120 de km pe oră. E pregătirea fizică a ta, e foarte importantă. Da, da, foarte importantă, pentru că una este să mergi un tur foarte tare și următoarele 9 să nu mai, deja să nu mai poți să ții kartul cum trebuie pe trasă. Un copil de 10 ani, doamnelor, domnilor, care ne explică despre ce înseamnă partea tehnică a acestui sport, despre ce înseamnă pregătirea lui fizică, cardio, spunea Darius puțin mai devreme, forță, la sala de forță și toate aceste lucruri. Darius, eu îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ai fost alături de noi. Felicitări și la cât mai multe astfel de cupe în vitrina ta. Mulțumesc! Doamnelor, domnilor, Regiunea în Obiectiv la final. Rămâneți alături de programele televiziunii române. Sunt Ovidiu Damian, să aveți o după-amiază excelentă. La revedere!